Hai noroc, mă băieți. O ajuns, ziua în care, mă las. Evenimentul lor, ultimul eveniment, mi-a pus cireașa de pe tort. În fine, trec cu prezentarea contului. Pentru cine e interesat de ce m-am lăsat, o să explic chestia asta la final. Haideți să vă arăt ce e pe cont, ce e pe platformă mai bine, că e o întreagă platformă. Deci avem diamantul ăsta excelent. Stați să-mi dau câte mai încet eu aici. Deci diamantul excelent, rubin excelent, medie, valoare atac. Ăsta e full. Astea cam merită schimbate, și jadu și granat și onyx. Am zis că granatul o să-l pun eu excelent până să vând contul. Am zis că o să mai iau un scut și papucii ăștia deja-s vânduți. Să iau unii cu 50. Da, în fine, asta o să explic eu acum. Pet, level 105, 8 mob, 13 magic, 13 pătrundere. Pumnale, 46 medie, 20 gheață, 50 valoare atac. Pumnalele astea au avut și 7 metine și 8 metine, doar că nu m-a ajutat pe mine. Și am avut norocul să-mi dea 5 valoare atac. Eșarfă. Eșarfă cu daune, cu 1 pătrundere, 9 medie. Mai am aici o glugă făcută de mine, asta, 8 viteză de atac. 40 valoare atac și daune. Dacă știam, nu mai îmi schimbam eșarfa. Eșarfa asta a fost luată înainte să prind eu aici bonusurile astea. Armură 80 valoare atac, iar e făcută de mine asta, cumpărat-o doar cu 50 și dat bonusul în ea. Are și 10 foc și 10 absorție, e numai faină de melee. Talismanul plus 64, l-am scos de la Perso că mă gândeam să-i dau un schimbă, să-i prind 25 gheață, 25 întunecare. Dar nu, nu mai contează. Mănușă 12 dex, 12 INT, e perfectă de lican, de bugul la lican, de bugul la sura, mă ajută pe mine 12 dex, la hydra. Mai am 23 de zile aici, ce mai am de arătat, papuci oricum o să fie schimbați, cu 1,5 KPV, 10 critică, 50 valoare atac. Eșarfa asta am dat în ea azi, în asta am băgat vreo 4 KMD-uri, nu mi-o dat 10 semiom. Avem brățară, 50 valoare atac, 2K 10 absorție, 10 pătrundere, scuze, 3 absorție. Cercei plus 8 cu 40 valoare atac, curea, 2K 10 critică pe colier cu 5 daune și PV. Frumos colierul, are și daune DPM și aici am daune DPM și aici am. Și pe armură, cred, da. Deci nu te mai stresezi să-ți pui excelent cu daune neapărat. Ăla oricum o să-l schimb eu, v-am zis. Aici am setul de Yohara, o să vă arăt și cum bate Yohara, o să vă arăt cum bate Hydra, o să vă arăt peste tot cu un edit. Am aici Chilini. Gluga de orc, cercei cu rezistență, asta deja e setul de redux, set de yang pentru jotun, cu pet, cu yang 93, lipsește scutul, ce mai am pe aici, niște tăblițe, da, asta nu prea mai am ce să vă arăt aici. 4 inventare, clar. Hop, stai că mă grăbesc. Avem skillurile. 4 P-uri, 5 P-uri. M6 aici, cu mai 2-3 cărți. P aici, M5 aici. P transformare, militar, 18 puncte. Asta o să fie P făcut iar de mine. Biolog, stăm slăbuți. 15 rămurici duse. O să vă arăt damage-ul dat fără biolog. Îmi lipsește 100 valoare atac.
Deci după ramurile alea sunt semnele și după aia celelalte. Haideți să vă arăt și ce mai am aici. O să vă arăt doar chestia asta, așa, pentru că asta e cea mai importantă. Contul ăsta e cel mai important și în rest ce mai e pe platformă o să vă arăt printr-un edit. Bun, am orul ăsta biolog terminat. Atac, atac. Pe aură. M-uri. Nici nu sunt prea relevante astea. Pe transformare, militar. Aici am magice. Am strâns să dau un talisman. Oricum, dacă nu se vândă contul la prețul pus de mine, o să-i fac un preț 1 ON. O să continui să mai evoluez pe el. Dar dacă mâine aș primi ceea ce eu cer, se vinde. Bun, mai am un Sura. Mai am un Sura aici cu petăiș. Ăsta are petăiș. Ăsta era făcut de SD3. Două inventare are pe el și un jad slab. Mai am un BM aici de 7-7. Două P-uri. Deci Sura ăla are petăiș și M5 teamă. Aici am două P-uri. M10, mai cere puține cărți din câte mi-aduc eu aminte. Diamant full, rubin, DBM, jadu băgat pentru că am bătut pe vrăjitoare cu el. Niște iteme pe aici, irelevante, magie că am bătut, v-am zis, pe vrăjitoare. Da, nu prea mai am ce să vă arăt. Hai să vă arăt, poate am ceva prin dep. Niște șarfe, talismanul PVP, 5 semi, 10 rezistență, 4 valoare atac și PV, 5 blocare. Irelevant astea, bun, niște oase pe aici, avem și niște cercei. Ăsta e de foc, nu știu ce, am bătut eu când am fost mai mic pe cont, nu mai mic eu. Ce mai am pe aici? Niște elixire, uitați cum am zis, de biolog, niște iteme. Da, o să intru pe... nu-mi place cum se văd, am mănușa asta faină, făcută de mine. Da, o să intru pe ninja să vi le arăt mai bine. Mai am un lican, ce bat de 3 cu el. Cu talismanul meu pe el dădeam 8K cu M5. Nu cred că... ba, mai are rost să vi-l arăt, că să vă faceți o idee, are și rubin mitic pe el. Oricum, cine mai sta pe live-uri, ăsta nu l-ați văzut, dar cine mai sta pe live-uri știe de Sura-ul ăla. Aici rubin mitic, full PVP, M5, niște iteme cu foc. Niște iteme cu foc. 43-5 foc pe gheare. Cu ăsta v-am zis, abanoș nici nu mă ajută la damage, i-am luat pentru PV. Dădeam 8K cu el, cu Acadiaua și cu talismanul meu. 8K în mob dădeam. Hai să vă arăt și ăsta, dacă tot v-am aburit atât cu ăsta. 37... Da, jadul ăsta ce v-am zis, ce l-aveam înainte să bage foc. În SD3 și în V2. Niște tăblițe, inele. Da, irelevante chestiile astea, pentru că am chestii mult mai importante. PU, cum v-am zis. Hai să vă arăt și itemele alea de Yohara. Și să vă arăt mânușa aia. Mânușa e făcută de mine recent. Costumul aură mai am să vă arăt aici, e doar cu imun și aici am pregăteam eu altul. Deci nivel 2, slăbuț nivel 2. Am aflat și eu târziu de chestia asta cu... că se poate băga și altceva decât scut în el. Deci mănușa asta plus 5, cu 10 daune, 30 vit, 30 INT, 5 PRS. Din păcate nu au prins dublu res, dar o să mai încerc, mai am pe aici una. O să mai încerc.
Poate se vinde înainte să mai încerc, pentru că sunt alte priorități pe cont. V-am zis, scutul neapărat, scut schimbat, ăsta e scut de Iohara. Papucii-s vânduți deja, aștept să se depersonalizeze. Și na, scutul neapărat cu 50 valoare atac pe el. Mai am niște iteme aici, 15. 2x10. Da, cu astea băteam eu Iohara. La început, când n-aveam mânușă. Hai să luăm și mânușa. Cu să vă arătăm de ce e în stare. Contul, mai am două ore aici. Bun, haideți că o să mă duc să bat, să vă arăt și damage-ul și după o să vă arăt absolut tot ce e pe platformă. Bun, hai să vedem damage-ul. Damage-ul, să știți că e dat cu sight, cu tăbliță, ca să-i compensez minusurile ce le are. Fără pești. Fără biolog. Deci 15 rămurici. Asta e damage-ul. Fără scut. Scut slab. Papucii vor fi schimbați, asta e clar. Dar scutul e slab. Scutul lasă de dorit. Posibil să-l schimb tot eu. Cu unul cu 50 valoare atac, 12 dex. Deci, damage-ul e dat cu size și tăbliță, să știți, dar fără pești. Talismanul mai merge plusat. Avem un set de INT pe șamancă, care mă ajută să fac aici critica. Critica care văd că s-a dus. Aveam 101 critică, nu știu care e faza. Cred că nu mi-am dat bine da, nu știu care e faza, s-o duci ceva. Aveam 101 critică, doar cu 105 pătrun de rebat. Row de 15. Ce mai am să vă arăt? Mai nimic, termin hidrasta, mă duc Iohara să vă arăt cum rezistă și ce damage are în metine. Da, stați că nu v-am arătat. Grupa M9 am la conducere. Bat cu asta de 10, row de 70. Pătrund de 5 și asta mai bine nu o băgam. Că nu se mai simte la peste 200. Asta nu mai bag când îmi dă risipa. Și o fac înainte să apară 10%. Cam așa e. Deci nu mai bag licoarea asta când mă scoate. Na, 20%. Nu a apărut 10. Cam așa o fac de obicei. Dar v-am zis, e site băgată, e tabliță băgată. Și chestiile astea ar compensa dacă ar și avea biologul, scutul și, să zicem, Nazar. Atunci n-ar mai fi nevoie de site, dar oricum plusul în talisman se pot da. Se pot băga pești, dar na, nu mai așa profitabil atunci. Am deschis cufrele, mi-a dat două EXO, din păcate nu merg la precizie. Haideți să vă arăt și ce damage dau în Iohara și cum rezist. Avem petul de Iohara cu obstrucție, cu blocare. 11 pătrundere, 12 magic, 10 blocare. Fără buff, dar cu site-uri. Stați așa, hai să le bag. Schimbăm setul. Așa, mănușa am schimbat-o. Ok. Hai să vedem dacă găsim un metin. Ia uite-l.
critici, roa, așa, hai să vedem, 25, 26, hai să vedem cum rezist. Deci uitați-vă cum rezist. Fără absorție pe mine. M-a scăzut, ați văzut cât m-a scăzut. Dar n-am murit. Fără absorție pe mine, costumul ăsta e cu valoare atac. Și ăsta de aici poate l-ați văzut. Tot cu valoare atac îi. Haideți că mai bat un meeting. Fasole. Hai să mai bat un meeting. Deci asta e damage, un metine, 26 de jos, cu killing, cu astea am nevoie să rezist, am nevoie de blocarea asta pe mine să rezist. Păcat că n-am rezistență la medie pe rubin, sau apărare măcar, că cu siguranță era al gândi al meu, veneam și eu Yohara. Bun, deci v-am arătat cum rezistă. Uite, de asta am nevoie. Haideți și mapa a doua. Hai să vă arăt cum rezist și la ăștia. Stați să-mi pun brățara. Hai să vă arăt cum rezistă. .26, 26.7. Deci ăsta e damage-ul. Na, uitați-vă cum rezistă. Ce să vă mai zic? Statusul l-am, lejereanu cu mânușa asta. Haideți să vă mai arăt ce mai are contul pe această platformă. Lican de 95, 2 P-uri. Biolog, crenguțe, 16 crenguțe am dus până acum. Hai să ducem și unul acum. Mai nevoie de 8 crengi, 4 inventare, niște ghiare aici. Cu asta am vrut să bat. Irelevante astea, 4 inventare, ce contează? 2 P-uri, militar, alchimie nimic. Mai am un ninja, imediat schimb asta. Uitați așa. Nu știu cum o să vadă, că e făcut mic. Deci, pe transformare, ăsta e ninja-ul ce băteam din pumnale mai de mult cu el. M-uri mici, alchimie scoasă, 4 inventare. Și pe ăsta. Astea toate sunt pe aceeași platformă, ceea ce vă arăt eu acum. M4 conducere, biolog, mai trebuie să duc tăbliță, trebuie să mi-aduc o tăbliță. Am dus 22 de tăblițe până acum, mai 8 tăblițe. Ce e bine aici, ai cam JD-uri, uitați, 23 de KM de JD-uri. Pe contul principal, știu că am vreo 13.000, 14.000. Haideți să vă mai arăt. Bun, șamanca, 2 P-uri. M9, mai trebuie
Asta oricum o să fac eu, genii, e irrelevant. Câte mai trebuie, oricum fac eu geu. 4 inventare. Nimic. Setul de INT, uitați că v-am zis. Asta e setul de INT, îl puneam pe mine. Ca să fac 101 critică. Nu știu ce mi s-a dus atunci, de n-am făcut. Da, ăsta îi, puneam astea pe mine să fac 27,6. 12 INT aici, 12 INT aici. Da. Bun, deci ăsta e unul dintre conturile de la Melee, ce are pe... Ce am vrut să vi-l arăt, level 90. Mai nimic, armat. M3. Am vrut să văd ce e și pe șamancă, dar... Ăsta are 3 inventare, aproape 3 inventare full. Da, niște... Da, astea sunt irelevante. Astea sunt conturile de Melee. Acum încerc să vi le arăt pe toate. Da, deci astea sunt conturile... Stați așa o secundă. Astea sunt conturile de Melee. Făcute pe vrăjitoare. Când mai dădeau experiență. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 și 16. Conturile de Melee. Din câte observați, ninja-ul de 114 nu e aici. El face parte tot dintr-un cont de plus, dar e un cont de plus la jutun. Deci, cum vedeți, stați așa să-l mut pe ăsta. Așa să-i vedeți mai bine. Mama, am câta lag. N-am știut cum să vi le arăt prin asta, prin Gameforge. N-am știut cum să dau să filmeze și vi le-am arătat așa. Oricum nu e o problemă. Toate chestiile o să fie verificate, tot ce vi-am arătat aici. Da, deci ăla face parte din plusul ajutun, contul. Cu licanul intru, mai dau nebunia aia de skill, mai îmi dă viteză de atac. Nu mai bag licori. Deci, na. Mai am să vă arăt breazla de level 24. Haideți să bag conturile astea. O să fac și un Melee dacă tot le-am scos acum. Haideți să bag conturile pe schimbă. Da, deci până la urmă oricum trebuia să intru pe contul ăsta să vă arăt că el e liderul Breazlei. Deci nivel 24. Ce medalii mai am pe asta? Bun, 200. Nivel 24, hai să vedem și conturile. Toate astea ce le vedeți sunt făcute. Sunt făcute de mine. Astea ce vedeți că au nume diferit, tot ale mele sunt. Doar că sunt pe alte conturi. Na, deci cam jumătate, din câte mi-aduc eu aminte, cam jumătate din cei 73 au peste 1300 de medalii. În rest am folosit să-mi bag pe pumnale și pe otrăvită. Că și otrăvită nu v-am arătat-o. Deci, da, oricum, toate chestiile astea se pot verifica. Cine vrea ceva anume, îmi dă mesaj pe Discord și arăt cu mare drag. Din ce ziceam eu că itemele astea o să se schimbe neapărat. Deci astea oricum sunt vândute deja. Sunt plan să iau. Am băgat astea, am schimbat doar ce am schimbat la preț. 75 de uni cu 5 secunde gheață. O să se dea ăsta. Ăsta mai greuț, dar e 5 semi, 15 magie, 50 valoare atac. Mă gândesc că oricum se vinde și astea. Astea sunt irelevante. Na, deci cu itemele astea două vândute, o să iau scut, o să mai pun bani, o să iau scut și mai au și 80 de won pe ăsta. Na, deci papuci, scut și granata aici vor fi schimbate de mine înainte să dea contul. Deci înainte să dea contul, chit că îl vrea cineva mâine. O să trebuiască să aștepte niște zile să bag asta, pentru că vreau ca următorul deținător de cont, de acest cont, să nu mai bage site la
hidra, să nu mai bage tăbliță. Biologul o să trebuiască să-l facă el dacă... Deci biologul, vedeți și voi unde îi, lipsește 100 valoare atac, lipsește 50 valoare atac de aici, lipsește 15 valoare atac de aici. Deja toate chestiile astea se adună și nu o să mai fie nevoie de site. O să bateți și poate o să băgați pești, dar nu sunt convins. Oricum, ca să nu mai băgați pești, să băgați și roua mai slabă, na, roua se bagă de 70. Bătrunderea de 15. Niște plusuri, ați văzut că mai am magici acolo. Oricum, până o să se vândă contul, eu nu o să încetez să nu evoluez pe el. O să vedeți și chestia asta, poate o să mai fac un live, o să fac un... na, în fine. Stați așa că am uitat să vă arăt. Am vrut să editez și am uitat să vă arăt că și otrăvita intră cu restul itemelor. Deci da, să vă zic de ce m-am lăsat. M-am lăsat cu o cireașă de pe tort, să zic așa, pusă de Gameforge cu ultimul eveniment, în care m-am dus, am încercat să bat primul boss, l-am bătut cu un damage frumos, zic eu, cu 40 de cadă de am în el, fără set, fără setul ăla nebun, ce l-ați văzut voi pe site. Și... asta a fost la primul paznic, la al doilea paznic m-am dus, am încercat să-l bat, mi-a picat coif din setul ăla ce se făcea, mi-a picat un coif. În al doilea dădeam 6, 7, 8K și... na. După aia m-am uitat pe site, avea un pachet băgat, poate și acum a băgat. Uitați, mai am și 13 KGD-uri aici. Văd că nu mai e băgat, dar era un pachet la 600 de MD, cu siguranță o să-l mai bage, pentru că nu-i gata evenimentul. Uitați și voi aici câte am strâns. Da, și nu mai vreau să continui așa. Am văzut că piața și-a revenit. Deci chiar mi-e ciudă pe chestia asta, piața și-a revenit și la alchimie. Haideți, până vă mai zic, să intru CH1, să mai vedem. Nu pot să zic că și-o revenit în totalitate, dar uitați, altă eroare. Da, în fine. Nu pot să zic că și-o revenit în totalitate, dar piața, eu zic că ușor, ușor o să-și revină. Ați văzut și voi chestia asta. Ce trage în jos serverul foarte mult, e barbutul, părerea mea. Se strică prețul la iteme. Nu are rost să explic de ce, știți și voi chestia asta. Tot să-mi dau astea jos. Da, deci prețul la alchimie am văzut că și-a revenit ușor, ușor. Da, până fac boberi altul și scade și aici. Na, deci în principal nu mai am așa mult timp. Vreau să fac altceva. Nu neapărat vreau să-l vând, asta nu știe lumea, dacă eu nu primesc ceea ce cer și cât o să cer după ce închid eu videoclipul și tot asta, o să-i fac un preț în oni aproximativ, să văd la piața cum e acum, la alchimie, la jumătate de preț. O să calculez la jumătate de preț, băiatul ăsta cred că vrea scutul. Da, băiatul ăsta vrea scutul. Deci, da, nu mai am timp, vreau să fac altceva. Gameforge nu ajută jucătorii, vor doar să bagi bani. Și cam atât. Am, cred că, aparatură de vreo 3000 de euro, ceva de genul, luată ca să fac YouTube. Că... vreau să fac ceea ce îmi place și n-am apucat, am multe chestii în minte. Nu o să zic mai mult, o să mă apuc de chestia asta. Vreau să fac chestia asta de un an și ceva și tot am strâns. Mi-am luat dronă, mi-am luat cameră, mi-am luat microfoane, mi-am luat nebunii. Chiar am vrut să încep, dar mi-a luat mult timp. Da, mi-a luat foarte mult timp metinul din viață.
poate, v-am zis, nu o să mă las în totalitate. Dacă nu-l vând, v-am zis că o să rămân aici, asta 100%. O să rămân aici dacă nu primesc cât vreau eu pe el. Și dacă se vinde, dacă contul se vinde, cu siguranță o să-mi fac un cont de level mic, PVP. Încă nu știu, nu știu ce o să fie. Poate un BM, poate un Ninja, nu știu. O să văd. Da, na. Vedem, vă aștept ofertele pe Discord. Mersi că a stat cu mine, că mi-ați dat like, că v-ați abonat, că a stat cu mine pe live-uri. Vă mulțumesc pentru chestia asta. Da. Simt, nu știu, simt că se sfârșește așa era mea pe Metin. Prețul o să-l fac în won. Cine e interesat îmi dă mesaj pe Discord și o să vă zic prețul în won. V-am pupat!